pe drum cu prioritate la Europa FM și asculți Cum lucrăm cu Magor Cibi. Acest program este susținut de Kaufland. Pentru o carieră de succes, accesează cariere.kaufland.ro. Cu atâția copii în jurul nostru, aproape că am uitat că este o zi de luni. Magor, bine ai venit, însă uite, am revenit cu picioarele pe pământ. La mulți ani, în primul rând. Mulțumim mult și mă bucur că faci parte din echipa noastră. Ne întâlnim în fiecare săptămână și învățăm așa, câte puțin, câte puțin, despre cum să lucrăm cu drag și spor. Astăzi despre cum ne oprim, că trebuie să mai facem și lucrul ăsta din când în când. Când prea mult e prea mult, atunci când munca noastră este posibil să se ducă pe apa sâmbetei. Hai să Încep cu o poveste. În 1956, guvernele Franței și a Regatului Unit au început să construiască un avion supersonic numit Concorde. Ce frumos era. Au estimat cumva costurile la 100 de milioane, dar și-au dat foarte repede seama că o să fie depășiri imense. Mai mult, de-a lungul proiectului și-au dat seama că nu numai că nu va fi profitabil, dar va genera proiectul pierderi. Și ei totuși au considerat că au investit prea mult. Au mers mai departe, au continuat proiectul timp de 30 de ani, 30 de ani în care au tot pierdut bani și n-au putut să se oprească. Până la urmă cineva a venit și a spus: nu mai putem să pierdem bani, trebuie să ne oprim. Și pare o chestie izolată, pare o chestiune care se întâmplă, e un caz care nu ni se poate întâmpla. Da, nici nu le-a luat mult. Adică 30 de ani, exact. S-au tot gândit că pierd bani, dar nu s-au oprit. Și marchează o chestiune, o rare logică a creierului nostru, care ne spune că am investit prea mult în anumite lucruri ca să ne putem opri. Asta se numește în psihologie sunk cost fallacy sau în România aruncarea pe apa sâmbetei. Și asta ne explică de foarte multe ori de ce, de exemplu, stăm în relații toxice, de ce stăm la locuri de muncă unde nu ne simțim bine, unde nu simțim că suntem productivi sau că avem un sens, sau de ce investim în business-uri unde de fapt pierdem bani, pentru că deja nu înțelegem cum ar trebui și când ar trebui să ne oprim. Deci e un blocaj, nu? Un blocaj la nivel psihic până la urmă. Creierul nostru are un mecanism în care nu-i plac două lucruri foarte clare. În primul rând, nu-i place să marcheze pierderea. Nu ne place să spunem: păi am pierdut, ok, tragem o linie, banii sau efortul investit s-a dus, aia e, începem de la cu o foaie nouă. Pentru că asta cumva ni se spune că suntem pierzători, nu e ok. Dar și nu ne place iarăși să risipim. Se pot întâmpla lucruri foarte bune după ce vom spune stop și vom merge mai departe, că până la urmă, ca să merite efortul ăsta, trebuie să se întâmple ceva bun după. Am discuția asta cu foarte mulți oameni, știi, care îmi spun: bă, nu înțeleg de ce am stat 5 ani, 8 ani, 10 ani într-o organizație unde nu m-am simțit bine, unde n-am fost apreciat. Și tot timpul asta spun: fii puțin mai îngăduitor cu tine, pentru că până la urmă ce s-a întâmplat acolo este explicat prin acest fenomen. Ai investit atât de mult, atât emoțional, cât și cu muncă, cu absolut tot, ai dat tot ce ai putut mai bun și ai simțit la un moment dat că dacă te-ai oprit, tot acel efort ar fi invalidat. Și ne este foarte greu să schimbăm din perspectiva asta, să ne uităm ce pierdem, mai degrabă să ne uităm ce am putea să câștigăm, pentru că în momentul în care te oprești, nu pierzi, pentru că ce ai pierdut, ai pierdut deja, ci în momentul în care te oprești, de fapt câștigi libertatea ta și poți să te muți spre alte proiecte care să-ți genereze câștig la nivel personal, la nivel profesional. Uite, să rămânem cu această concluzie. Magor, îți mulțumesc foarte mult și pentru discuția de astăzi și te aștept din nou săptămâna viitoare. Eu îți mulțumesc!